Țara arde și baba se piaptănă este o sintagmă care se potrivește de minune actualilor guvernanți. În timp ce PNL și USR se ceartă, 400 de legi așteaptă să fie analizate. Educația sexuală în școli, alegerea primarilor în două tururi sau desființarea pensiilor speciale sunt proiecte lăsate până după 25 septembrie, atunci când se va decide soarta acestor legi. Certurile politice, păi da, pe ei doare de popor de legi. Legea e pe 25 să aibă și după aia intră, bagă Bucureștiul pe roșu, să-și iesă pacența cu alegerile, că vrea președintele să-și pună omul. La noi, Ceaușescu ce era dictator, ăștia sunt mai dictatori, voi sunteți tineri, n-ați prins pe Ceaușescu. Ăștia sunt mai dictatori ca el. De luni bune, politicienii din fruntea țării trenează proiectul fără penal în funcții publice, la fel ca textul prin care se desființează secția specială. Nici pensiile speciale nu au fost scoase în afara legii, cum nici legea privind revenirea la alegerea primarilor în două tururi nu a obținut votul pentru că partidele de la guvernare nu s-au înțeles asupra formei finale. Pensiile speciale trebuie într-adevăr să fie... Deci să fie desfințate aceste pensii speciale. Pentru că spune că nimeni nu e mai presus de lege, articolul 16 din Constituție. Dar în realitate este. Deci aceste diferențe sociale e ca o sfidare la adresa cetățeanului. Nu le neglijează, nici măcar nu-i interesează. Ei au probleme pe care și le urmăresc în folos personal. Socialdemocrații dau vina pe Congresul PNL, care a pus pauză nu doar la dezbaterea moțiunii de cenzură depusă de USR Plus și AUR, ci și dezbaterilor parlamentare.